Întrecerea între un crap și o vulpe. Într-o bună zi, un vulpe, mergând de-a lungul apei care curgea prin mijlocul unei poieni, văzu pe margine un crap nemișcat. Vulpea intră în vorbă. "Crapule, am auzit că ești cel mai leneș dintre toți ai tăi, că nu ești în stare să alergi de fel. Să fie oare adevărat?" Spre necazul vulpii, crapul se trezi din amorțire și îi răspunse destul de repede. "Flecare, cu mătră vulpe, alerg la fel de iute ca și tine." "Nu te cred," spuse vulpea, "decât dacă primești să ne luăm la întrecere." "Pun pariu că sunt mai vioi ca tine," spuse crapul. Și-au fixat locul de sosire și au pornit. Vulpea se alerge de-a lungul apei, iar crapul firește prin apă. Crapul era renumit de leneș, asta o știa bine vulpea, dar ea nu mai știa că, în schimb, era isteț. Așadar, de îndată ce s-a scufundat în apă, a și dat de veste și toți crapii, cât ai zice pește, au aflat de pariu și au hotărât să-i joace o farsă vulpii. Gâfâind din greu, vulpea, după ce alergase o bucată de drum, strigă înspre apă: "Crapule, m-ai ajuns?" "Iată-mă, aici sunt," îi dădu răspunsul crapul din dreptul ei. Și tot așa ea continuă să întrebe și crapul, aflat în locul cel mai apropiat de ea, îi răspundea. Când ajunse vulpea mai mult moartă decât vie la locul hotărât de sosire, abia mai izbuti să întrebe dacă ajunsese și crapul. Și crapul, de lângă ea, îi răspunse lenevos, tăvălindu-se pe marginea apei. "Dacă ai ști de când aștept, cu mătră vulpe, dar după cum văd, dacă am trecut multă vreme până să mă ajungi." În cele din urmă, vulpea și-a dat seama că a fost păcălită. Din ziua aceea n-a mai deschis gura să stea de vorbă cu crapii, iar dacă a mai deschis-o vreodată, a făcut-o doar ca să-i înhațe.